Bună ziua și bine ați venit la un nu știu, un episod de Game Dev Tycoon. E un joc nou ieșit și am zis să îl încerc. Practic se întoarcem un timp, cum zic, aici 30 de ani atunci când a început era calculatoarelor și alte chestii de genul ăsta. Și eu practic trebuie să fac jocuri noi, să câștig bani și să ajung un mare șmecher. Da, va trebui să dăm un nume. Atât. Atac-o Virgelul. Da, sper că putea să facem un negru borât. Dar nu. Ai, că nu mă interesează. Este... tocmai ce mi-am început business-ul meu. Da. Bineînțeles, începem într-un garaj ca toți boschetarii. Vă zic clar, n-am mai jucat jocul ăsta până acum. Și? Ar trebui să fac ceva. Aha. Ok. Big platform. Catcher. Mamă, niște pe G64 sau hai să facem pe G64. Îl facem... nu, pardon. Aaa, de ce? Bine, fac un topic. Sport, facem sport. Simulation. Huh? You like this bitch? FIFA. Cum ar trebui să-i zicem? Zicem așa, da, FIFA 73. Da? Platform pe G64. Next. De ce nu vrei? De ce nu vrei? De ce nu vrei? Vrei așa? What in the actual fuck is this, man? Îmi bate jocul ăsta. Am 70k, deci ar trebui să... pot să fac toate căcaturile astea. Facem asta din nou. Cum merge, dar nu știu de ce. Next. Nu, nu, asta. 2 de graphics. Ha ha ha. Așa, picking the right focus for the game with increases the points we generate. Nu știu care e faza cu punctele, adică ce puncte generezi, dar mă rog. Da, da, da. Bine, bine. Story o să fie la minim pentru că e un... simulează un joc. Bine, haide să nu fie chiar la minim, adică să nu fie chiar de căcat. Gameplay ar trebui să fie bun și engine-ul cam așa. E un joc de sport, deci... ok. La 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 la. Bug points. Ok. Ok. Am două buguri, nu e bine. Artificial intelligence ar trebui să fie. Dialoguri nu prea o să fie. Artificial intelligence vreau să fie cât mai mare, adică să nu fie niște bătuți în cap. Și level design destul de... ah, cam așa ar trebui să fie destul de bine. Aha, niciun bug până acum, e bine. Features, basic sounds, la la la.
Așa, world design, graphic și sound. Mă, world design, mă, având în vedere că e un simulator de sport, dar trebuie să, adică, trebuie să fie destul de mic, da? Graficile trebuie să fie bune și nu sunt ca să te facă să te simți ca la un match, gen. Oh, atât de puțini bani mai am, căcat, m-am tricos. Dacă jocul ăsta nu iese bine, sunt aproape palit. Gata, finish, zero buguri, sunt un șmecher. Ok, ia să vedem, experience gained. La 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 la. Trash game, da, m-am cândat de mult încât nu, release game. Oh, great, la la. Ia bine! Și eu ce trebuie să fac acum? Aha! Ia de ce notă, ce notă, ce notă! O, oh, mamă, un 8! Și 7, not bad. Very good, comrade. Băi, 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 6 până vin mor. Mă piși pe tine, game hero. Ești un idiot, ești un retardat care să pe glugă. Show potential. E bine, am început bine. Deci e cam... 7. Este, mă, băiatule, mă. Ia să vedem. Și, mamă, ia. Mamă, 7.9k. E bine? Every week. Frumos. 54 de fani din prima zi. Not bad, bă. Mamă, o grămadă bani. Mamă, zice ca e bine. Mamă, chiar uitați-vă aici, în dreapta sus, cum se vând toate chestiile astea, vedeți? Uitați-vă și voi câți bani fac, deci numai dintr-un singur joc. What the fuck? Deci pur și simplu eu mi-au bani. Bă, cred că pot să stau așa, deci pot să mă retrag. Mi-am făcut bani pentru toată viața. Ok, va trebui să... Game Ministry. Uite, profit 100k aproape. Ok, asta vreau să văd. Acum ar trebui să dau un research. Better games, should try to save enough research points to be able to create your own game engine. Travel games with different topic and general information for a slight research boost. Eu cât am? Că eu nu știu câte rupă de-astea am, băi. Panorama. Puh! Racing. Side research. Ah, frumos. Deci acum nu se mai vinde FIFA 73. Îl lasă, nu, niciun fel de problemă. Facem FIFA 74. E bine! Racing, ok. Tu ai făcut aia cu racing, dar din păcate pic topic. Sports. Simulation. G64. Next. Pardon, trebuie înapoi. FIFA 74. Mamă, ceva nou, este absolut superb. Start development, hai să facem. Da, exact la fel. We steadily outselling competitors on the PC. La la. Talk about yourselves. Mamă, mai am doar 100 de ca, va trebui, hai frate, muncește. Numai asta te scarpi în cap și nu mai băga atâtea buguri, nu fi prost, Jesse.
Mamă, două buguri, băi, va trebui să... 5 buguri! O să trebuie să le rezolv, băi, tata, băi. Ia. Mamă, băi, 7 buguri, ești împit. No, no, rezolvă buguri astea că te găsește toți dracii. Băi, rezolvă-ne, tu n-auzi, ești împit. Hai, încă unul, bam, finish. Pur și simplu, finish. Îmi place chestia asta, pentru că pur și simplu e atât de tâmpit. Release game. Gata. Company in inventory is planning to launch its very own home gaming console. It is known for their widely successful arcade game Donkey Kong. Da, oricum ne pasă de căcația aia. Oh, primele review-uri. Și 4. Really? Cum poți să spui? Cum poți să spui că FIFA 74 e mai prost decât FIFA 73? L-am făcut absolut la fel. Nu vă mai place acum sau ce? Care e faza? Pișeamă și pe voi, va trebui să facem unul nou. Ok. Va fi unul racing, dacă tot am făcut. Aș vrea un action adventure. Dar făcum un adventure G64 ăsta. Sau să-l băgăm simulation. Hai să-l băgăm simulation. Next. 2 de grafic. Da. Frate, EA face căcatul ăsta în fiecare an și are vânzări foarte mari. Noi de ce n-am putea să facem același lucru? Tehnologie. Ok, ok, o să mai așteptăm un pic și o să scoatem și... ia, deja are un bug. Ok, va story ar trebui dacă... am schimbat simulation. Atunci am trebuit să aibă story, sorry. Mamă, minus 2 fani, ești cumpit. Contract for Hive, that I just finished FIFA 74, nu pot să termin FIFA, îmi pare rău să spun asta. And I think you have potential. Și cred că ai potențial. Ceva cu contracte și ar vrea să... și-ar folosi niște oameni care au skill-urile mele, sunt un șmecher, practic. Ok, just let me know and I will see if... Da, deci vreau să-mi ofer un contract ca să nu știu ce să... cum zice, să dea un job, să nu dea niște bani, să-l ajut pe acolo. Da, bine, nu trebuie să-ți cu contractele voastre. Mamă, câte buguri are, băi, băga mea și dialog, e simulation, nu prea ar trebui, level design, artificial intelligence. Ok. Așa, băi, fără buguri, tâmpitule. Ops, cred că l-am numit Game 3. Nu contează, Game 3 este un nume foarte bun pentru un racing simulation. Îmi pare rău, dar aici o să trebuiască ca toate astea să mai scadă un pic ca să putem să mai băgăm la World Design. No, rezolvă bugurile că te găsește draci. 2, 1, 0, finish. Nintendo has confirmed recent rumors and announced their plans to release a new home gaming console called DS. Deci, Nintendo a lansat DS-ul. Mă rog. Practic e cu Nintendo și... e DS, nu DES, dar... never mind. Level up, level up, sunt pur și simplu un level up. Release game. Ok, nu prea mai am bani, va trebui să vedem ce face Game 3. Băi, aveți zis cum dați niște note mai mari, da? I like it. Băi, mai mari am zis, nu mai mici. Băga mea și 4. Băi, inform gamer ăsta, deci ăsta al doilea mereu e de căcat. Shows potential, bine, bine, bravo, acolo ai venit cu un 6, e bine, e bine. They put as much thought into the gamers, into the game's name. Adică,
bine, dar ești un idiot. Poate nu știai asta, dar ești un idiot. Da, FIFA 74 a ieșit de pe market. Adevărat, cred că m-am prins cam care e faza. Thank you from Patrick and Daniel Greenheart Games. Mă rog. But anyway, nu știu dacă să mai fac un joc nou. Find contract work. Hai să mai facem, hai să facem asta cu contractele. Some extra cash when your balance is low. Mă rog. Am o grămadă de bani, dar what if you miss the deadline for contract, you'll have to pay a penalty, so it's better to start out with smaller contracts. Doing design some simple background graphics for a game. Design some ce? Design some game characters. Install Microsoft Boss on. Ah, nu, hai să băgăm asta, uite. Ăsta e primul, accept contract, trebuie să fac niște așa. Design și technology. Da, o să le fac pe toate, pur și simplu mai face și de mamă, deci sunt mobile transfer 15k to your account. New contract every 6 months, so check back sometime next. Băi, pe mine nu prea mă interesează, monthly cost, units, uite, să vinde game 3, îmi place că se vinde game 3. Va trebui să, n-am mai face, să mai facem un joc, ca să fac un research ca lumea. Pick topic, o să facem unul despre chestiile medievale și o să fie un adventure pe G64 și se va numi Medieval Wars. Nu, hai să zicem doar Medieval Wars. Next. 2D graphics. O chestie care, adică un story, nu. Mai scădem din engine, trebuie să creștem la story și astea. Nu trebuie să se bazeze foarte mult pe story, pentru că eu nu am story-ul foarte bine. Adică dacă ați văzut la punctele mele, eu sunt că level 1. La gameplay se level 2 și engine-ul se level 2. Și trebuie să fie așa. Dar gameplay-ul să fie bun. Băi, tu muncești acolo, mă. I've heard rumor that you're already working on your next game and would love to do anything about this. Do you have some time? Sure. Da, adică interviul va fi publicat. Pardon, their next. The next thing is going to be a medieval, așa? Da, mă întreb, tipul ăsta nu mănâncă și el? The hype is mostly generated through random events, but once you gain more experience, you can use marketing and other strategies to generate hype. Ok, va trebui să scad din bugurile alea, prietene. Artificial intelligence mai scădem, dar dialogurile să fie mai ca lumea. Adică chiar vreau să fie ca lumea dialogurile. Level design mai scădem din el și mai băgăm... este să mai scădem din el. Da, dialogurile, adică un story bun trebuie să fie apreciat. Game 3 e... Mamă, ești împit, a băgat Game 3 aproape cât FIFA 73. Mamă, câte buguri, prietene, mamă, mă termin. Deci au... Dacă vă uitați foarte atent, da, sorry, a fost paharul meu. Dacă vă uitați atent, e exact la ca la Nintendo DS controllerul la chestia asta. Graphic sound, sound, hai să mai scădem, dar world design-ul vreau să fie bun și graficele vreau să fie bune. Dar sound-ul eu l-am foarte bun, deci hai să mai scădem din grafici și să băgăm sunet. Că l-am oricum, l-am pus level 2 și ar putea să iasă un joc destul de bun. Deși, totuși, grafice trebuie să fie mai bune, dar atât, sincer. Ok. Nu, 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 scade bugurile alea că te găsește toți. Așa. Scade ăla. Gata, finish. New record! Sunt bună! Level up, mama, sunt
sunt și eu level up, ești tâmpit. No project. The first reviews for our newly released game Medieval Worlds came in. E bine, un 6. I like it, bitch. Haide, haide, 7. Bine, mă, băiatule, mă. Inform gamer, ești un șmecher, băi. Kirky but good game hero, tu oricum era un idiot de la început, băi, mar mult, mă. It's a great combination. Bine, mă, băiatule. Ok, close, nu știu cum salvez în jocul ăsta. Ah, uite, okay, save. Saving. Cam atât din primul episod, sper că v-a plăcut și mie îmi place jocul ăsta foarte mult. Cam atât, la revedere.